Bun, știm cu toții că astăzi casele devin din ce în ce mai smart în jurul nostru și sunt de-a dreptul inteligente, pentru că tot ce punem în casă astăzi are nevoie de internet. Păi de ce? Pompa de căldură, de exemplu, trebuie să comunice cu uh, internetul, să scoată datele meteo de acolo, să poată să facă eventuale predicții. Sau pompa de căldură îți trimite mesaj, vezi că trebuie să dai drumul să încălzești casa. Sau poate tu de pe telefon vrei să-ți pornești o anumită instalație în casă pentru care ai nevoie de internet. Și ce faci când nu ai internet și ești în cucuieții din deal? Păi, da, am pus mâna pe probabil una dintre primele antene Starlink din România și anume o antenă care îți dă internet oriunde ai fi în lume, așa că bun venit la un unboxing and review de antenă parabolică cu internet Starlink. Am pornit pe blog seria de tech review pe, pe elemente și produse de construcții și în ultima perioadă chiar am vorbit foarte mult despre pompe de căldură și sisteme de ventilații și ați văzut cu toții că marea majoritate a produselor prezentate aveau componenta de IOT, de Internet of Things. Nu e neapărat treaba mea să fac tech review pe produse de tech sau de IT, dar o casă astăzi nu mai poate funcționa fără internet și internetul trebuie să ajungă la toată lumea. Cum este că România e la nivel internațional este a 11 -a țară din lume ca putere și viteză de internet, pentru că noi cumva am avut foarte târziu intrat infrastructura de internet în România și am apucat să o facem din start foarte bună. Adică din start liniile pe care le-am pus au fost cu fibră optică și am putut avea peste tot internet. Astăzi avem foarte ușor accesibil și internetul 5G, dar internetul 5G depinde de niște relee. Și acele relee trebuie montate destul de des pentru a putea avea transfer de informații cu frecvență foarte înaltă, dar cu o lungime de undă destul de mică. Cantitatea de informații care vine pe, pe astfel de modulare. Și atunci ne întrebăm ce facem dacă noi ne construim o casă undeva unde ajunge cu internetul sau cu fibra optică este destul de dificil și vrem să rămânem în continuare conectați cu casa și vrem să avem în continuare o casă smart. Și aici smart pentru mine, componenta de smart este componenta prin care îți poți controla consumul energetic al casei, care ține de sistemele de încălzire, marea majoritatea lor pompe de căldură. Am vorbit de ce înseamnă independența casei, cum poți să devii independent energetic, sistemele de ventilații, precum și alte, alte sisteme, cum ar fi sisteme de alarmă, sisteme de protecție și orice, de fapt, ce trebuie conectat la internet. Și atunci, ceea ce avem, noi astăzi în cutie, și este una dintre primele antene care a venit în România și este primul unboxing de acest fel, printre primele unboxing de acest fel, este o antenă de rețea Starlink a lui Elon Musk, pentru că eu trebuie să recunosc, sunt destul de mare fan Elon Musk, îmi aștept încă și eu Tesla, este pe lista de așteptare, de livrare, dar ce a reușit să facă Elon Musk? A reușit să facă o rețea de sateliți suborbitali care oferă internet și pentru a avea acces la internetul dat de sateliți, sunt, astăzi sunt undeva la 1900 de sateliți Starlink puși pe, pe o orbită de vreo 500 ceva de kilometri, Altitudine și pentru a avea acces la internet e nevoie de o astfel de antenă, care pare destul de simplă și basic, așa cum este stilul de fapt de design al celor de la, din toată seria de uh, SpaceX și Starlink, în care cu ajutorul acestei antene vine în două formate, asta este antena dreptunghiulară, mai este încă una circulară și cu spatele parabolic, te poți conecta la internet de absolut oriunde. Și dacă ne uităm în cutie, este foarte, foarte complicat. Avem pur și simplu trei pași. Da, nici n-ai ce să vorbești foarte mult la partea de, de unboxing. Adică legea este foarte simplă. Ai scos antena, ai pus pe piedul suportul, ai pus antena în suport și mai departe este routerul pe care, care îl conectezi la antenă, l-ai băgat în priză și mai departe te poți conecta la internet. Despre ce înseamnă internetul prin sateliți am sunat un prieten și o să, vorbim în, o să vorbim imediat cu un invitat surpriză despre cum funcționează de fapt acest sistem și la cine avantajează. Știm că astăzi pentru România încă este foarte scump, costul achiziției unui astfel de echipament a fost undeva la 3200 de lei. Și abonamentul de internet ajunge undeva la 500 de lei pe lună. Toată lumea ar putea să țipe acum au leu și vă leu cât de scump e în România și ce nasol e. Da, dacă comparăm cu ce infrastructură avem noi, astăzi poate fi scump, dar ai mobilitate pentru că poți să pleci și să ai cu tine oriunde, te duci cu rulota în vârf de munte, la ai luat cu tine, te duci la cabană în vârf de munte, ți-a internetul cu tine și poți să în continuare la Netflix, deși ar trebui să stai să afară, să te la peisaj, dar e de fapt un gadget care ne poate ajuta foarte mult la independența uh, totală acasă. Pentru că poți să devii independent energetic, dacă ai devenit independent energetic, poți să devii și independent la nivel de, de date și de transfer de date în contextul în care, repet, foarte multe lucruri astăzi uh, le-am dus în internet la nivel de control pe zona de confort, eficiență energetică și siguranță. Mergem așa, așadar să o punem pe terasă, să o băgăm în priză și să o configurăm și să ne legăm la internetul de la Starlink. Cât așteptăm să se bage în priză? Știm că astăzi Elon Musk a lansat în spațiu peste 1900 de sateliți în sistemul Starlink cu rachetele lui dezvoltate în, în, SpaceX, rachete care sunt reutilizabile și un lucru care au schimbat cumva industria. Ce mi s-a părut amazing la Elon Musk e că el întotdeauna a venit din altă industrie și a provocat o nouă industrie, adică a venit din zona de tech și a provocat industria de auto, și a pus foarte mult accent pe sustenabilitate, adică a schimbat fundamental modul în care sunt percepute mașinile astăzi și a îmbunătățit sistemul de mașină electrică. La fel și la nivel de sateliți, existau sateliți încă din anii 70 care puteau să transmită date, doar că erau la 35.000 de km în atmosferă, ăștia sunt la 550 de km și vor fi în total 42.000 de sateliți care vor orbita pe toată suprafața Pământului și de fapt vom ajunge în câțiva ani să avem internet pe toată suprafața Pământului la viteze mult mai mari. Astăzi, normal că viteza este mai mică față de ce suntem obișnuiți în România, dar este mai mare decât, de exemplu, ce este în Germania sau în state în care internetul încă nu s-a dezvoltat așa puternic la noi sau nu s-a trecut pe, pe fibră optică. Da, asta costă astăzi încă, dar, așa cum sunt toate elementele game changer și care intră prima oară pe piață și telefonul a costat foarte mult pe piață, hop, și-a pornit. Și telefonul mobil a costat foarte mult când a intrat pe piață și internetul a costat foarte mult când a intrat pe piață, și că se rotește? Se calibrează după sateliți, așa va ajunge prin utilizare multă, adică prin după ce trece de curva de Early Adapter și intră în, în masă, va, fi, va ajunge să coste mai puțin. Gata, am prins, say hello, cineva acolo în spațiu le vede, bine, hai să vedem în aplicație ce, ce viteze avem și cum, cum funcționează după instalare. Cablul de la antenă e adus în casă, e un cablu destul de lung care vine vine de dată cu el, se mufează în router, routerul se bagă în priză și, se alimentează antena și asta e tot. Asta pui frumos undeva în casă, apoi te conectezi. Conectarea se face pe baza contului din care ai făcut comanda. Nu este contul meu, ci este contul lui Claudiu, a cărei antenă este. Iar pe aplicație am făcut o serie de teste prin care putem să vedem viteza. Testele vi le las aici să le vedeți și voi la nivel de test de viteză, Internetul clasic în zona în care suntem aici nu duce atât de mult, adică cel care a venit pe, pe fibră optică. Prin aplicație se mai pot face uh, niște teste de vizibilitate, adică uh, poți să ai un test în care îți verifici ce uh, obstrucții sunt în jur, și atunci, după ce ai montat antena, ar trebui să duci cu telefonul și să filmezi să, uh, de jur împrejur ce elemente care pot să-ți blocheze. Semnalul există, cum ar fi copaci, elemente pe acoperiș și așa mai departe. Deci, la montaj e important de făcut o astfel de, de verificare. Avem componenta de statistici. Funcționează de aproape un sfert de oră, de 20 de minute, de când a fost pus în priză și s-a făcut conexiunea. Putem să vedem toate statisticile de upload, download și de utilizare ale rețelei. Aplicația este simplă, intuitivă, nu e foarte greu de, de, mers, în, de mers în ea. După logare îți creezi o parolă, la fel ca la rețeaua clasică. Bun, hai să vedem de fapt cum funcționează o astfel de rețea de internet bazată pe sateliți și ce avantaje are. Alături de Cristian Presură, care și de data asta mi-a răspuns de foarte repede înainte la apel și îi mulțumesc că în timp atât de scurt a venit să mă ajute cu niște extra informații, pentru că dacă e vorba de fizică, am sunat un prieten. Păi hai să o luăm, hai să o luăm pe rând, da? Ok. În esență, tehnologia este aceeași pentru a uh, transmite informație prin intermediul sateliților, așa cum este tehnologia pe Pământ ce transmite informație prin antene, prin radio. Da? Vorbim de o tehnologie veche care a fost îmbunătățită în timp. Pentru că să ne aducem aminte, noi acum comunicăm cu naveta Voyager sau sonda spațială Voyager, care este în afara sistemului solar. Îți dai seama cât de departe este? Extrem de departe. Și cu toate astea, noi comunicăm cu ea. acum, pentru că uh, acea sondă are antenă și acea sondă uh, trimite niște semnare electromagnetice, unde radio, pe care noi le primim pe Pământ și avem niște antene foarte bune și avem niște amplificatori foarte buni și avem o electronică foarte bună, știi? Cum de nu se pierde în spațiu de... acel semnal? Adică, totuși, vorbim de un punct foarte mic, undeva foarte departe. Păi, din punct de vedere al undelor electromagnetice, nu e niciun fel de problemă. Unda electromagnetică se deplasează atât în vid cât și în materie. Dacă se deplasează în vid, se deplasează chiar mai ușor, pentru ea e mai bine. Spune, bă, nu e nimic aici, mă duc de-a dreptul. Singura problemă este intensitatea, pentru că undele sunt de obicei unde sferice, chiar dacă încerci ca să focalizezi într-o anumită direcție, tot are o anumită divergență, știi, și cu cât ești mai departe, cu atât primești un semnal mai mic. Asta e singura problemă. Din cauza asta. Ce ai nevoie este o electronică de recepție foarte, foarte bună. Adică antena parabolică pe care tocmai am avut-o în mână. Da. Acum întrebarea este de ce este o antenă parabolică și de ce nu ți intră ție receptorul în telefon? Da. Pentru că aici e toată șmecheria. Că ai telefoane cu 5G, nu au nevoie de antene parabolice. Mm. Uh, ei, uh, ideea care este? Uh, dacă înțeleg eu bine, da, uh, cu cât lungimea de undă este mai mare... Cu atât poți să detectezi la o distanță mai mare. Cu atât lungimea de undă a electromagnetice devine mai mică, cu atât ai probleme cu absorpția în aer și tot felul de probleme și ai o, o cum să zic eu, detectezi la distanțe mai mici. Din cauza asta avem undele radio FM. Undele radio FM au o frecvență mai mare, deci o lungime de undă mai mică, da? o frecvență mai mare, o lungime de undă mai mică, uh, și ele, în esență, sunt detectabile doar în zona orașului. Dacă ești departe din orașul respectiv, nu, mă să, nu poți să mai auzi eu, emițătorul ăla din orașul respectiv. Bineînțeles că acum cu FM, cum mai București, FM își pune antene de... care repetă semnalul de la ora la celălalt. Dar asta mi-aduc aminte când au apărut prima oară primele radiouri FM, asta era FM, asta era prin anii 90, știi? Toți ne miram de calitate și spuneam, băi, ce calitate are. Calitatea exactă de frecvența ridicată. Dar frecvența ridicată înseamnă că tu ești limitat în distanța pe care transmiți. Exact. Și atunci te limitezi în distanță, nu poți să, disenzi, să transmiți foarte mult. Acum, când vorbești de 5G, vorbești de o frecvență extraordinar de ridicată. În așa fel încât să transmiți foarte multe date. Și atunci ai nevoie, ai distanțe deja mai mici. Din cauza asta, pe pământ, antenele 5G se repetă totuși la distanțe destul de mici. Le vedem adică peste tot, pe blocuri, pe, pe stâlpi. Nu mai auzi așa exact. de bine. Nu mai merg așa de bine. Ori aici intervin sateliții. Că se pune problema, domnule, ce a făcut ăsta Elon Musk? Păi zice Elon Musk, băi, știi ceva? Eu îți trimit un satelit în jurul Pământului care se învârte în jurul Pământului. E, dacă satelitul ăla se învârte în jurul Pământului, tu ai nevoie de o anume viteză și de o anume înălțime față de Pământ. Și de obicei distanțele astea sunt, uh, sunt stabilite în funcție de viteză. Acum nu știu precis care este uh, distanța la care orbitează sateliții uh, Starling față de Pământ. Dar în mod cer sunt peste 100 de kilometri. 500 de kilometri. Cam 500-550 de kilometri. imaginează ți că dacă e un sistem 5G obișnuit de pe Pământ, ăla nu îți bate decât să spunem la un kilometru, 2 km, De fapt și cred că și 2 km e prea mult. Uh, în zona asta, știi? Dar nu se zbate la sute de kilometri. Uh, deci, în mod normal, dacă Elon Musk pune niște antene pe sateliții lui și încerci ca să vezi cu receptorul tău de la telefon, o să ai o problemă. Este drept că acolo în spațiu nu este atmosferă, se duce mai ușor, dar distanța este mare și ai o problemă, nu o să poți să prinzi cu telefonul mobil. Și din cauza asta ai nevoie de ceva, o antenă mai mare cu care să prinzi semnalul. Și din cauza asta ai privit tu acolo o antenă, n-am văzut cât e de mare, cam atâta să fie de mare, cam cât să fie. Astăzi, de exemplu, viteza internetului care vine de la Elon Musk de pe sateliți. este mult mai mică de ceea ce avem noi pe fibra optică. Și atunci vine întrebarea de ce merită să ai o rețea spațială de sateliți care să, e mai scump de fapt abonamentul pe un astfel de internet și care îți dă un internet mai prost. Cu ce vine de fapt în plus? Păi exact, trebuie să gândești din punct de vedere economic. Și sunt unii care nu sunt conectați la fibra optică. Te poți gândi la unul în vârful muntelui, te poți gândi la unul, știu și eu, pe mare, să dau doar un exemplu, sau te poți gândi în alte zone în care nu ești conectat la fibra optică sau la, la rețelele terestre. Ei, omul ăla e dispus să bage și 1000 de euro pe lună dacă îi dai internet, Care bani. Și pe Lomaz n-a făcut decât să-și calcule, bă, câți avem, mă? În România câți avem? Avem unul, uite, îl avem aici de față, care a băgat banii în așa ceva. Bun și el Hai să-i luăm banii, hai să facem rețeaua asta de sateliți. Okay. Dar mai era totuși un aspect legat de viteză. Știu că uh, ai viteza de upload sau de download, dar viteza totuși cu care ajunge informația e mult mai bună. Știu că Elon Musk mizează foarte mult pe câștigul de nanosecunde la bursă pentru transmiterea de informație și cum că între Europa și America, internetul transmis prin fibra optică va fi mai slab decât cel pe care îl poate transmite acum prin sateliți. Acum, sincer să fiu, nu, ar putea să fie așa. Problema nu este viteza luminii, că atât undele radio cât și lumina prin fibra optică circulă cu viteza luminii, care înconjoară de șase ori pământul într-o secundă. Adică ești limitat de chestia asta, dar asta este. Dar cred că problema sunt releele, sunt releele prin fibra optică dintr-o parte în cealaltă, pentru că nu ai o singură fibra optică. Da. Când te duci la o stație, acolo ai niște relee, ai niște circuite electronice, ai alte LED-uri... Toate astea de fapt au o întârziere, nu? Toate astea de fapt au un delay. Și da. îți creează un delay. Da, și cred că aici este problema. Și într adevăr, dacă el mizează că practic nu mai e releu, că trimis la satelit, satelitul trimite în partea cealaltă, dar are un câștig. Dacă ai nevoie și dacă ai nevoie de cât ai zis tu, în secunde, bine, îți dă Elon Musk în anul secunde. Așa și mai, mai discutai de efectul Kessler. Da, dar nu există riscul să pice sateliții ăștia de pe, de pe orbită, adică să lovesc unul într altul și să vin ca un domino jos. Am înțeles. Ăsta este, cred că chiar așa se numește efectul Kessler, în care un satelit lovește un al doilea satelit și, atenție, foarte important, îl împarte în mii de bucăți. Și apoi o singură bucățică mică din ăsta, chiar dacă e mică, atenție, are viteze foarte mari, lovește un alt satelit și îl sparge pe ăla. Și se creează astfel o, o reacție în lanț, pentru că fiecare satelit se sparge în mii de bucățele și fiecare mică bucățică este suficient de periculoasă să spargă un alt satelit. Pentru că acum nu știu cât este de adevărat sau cât de mult trebuie să ne speriem de chestia asta. Pentru că realitatea este că spațiul este mare parte gol. Adică șansa să se lovească sateliții ăștia este foarte mică. Și iarăși, șansa ca acest efect să aibă loc, totuși, este foarte mică. Noi, dacă ne uităm pe desenele respective și vedem acum acolo mii de sateliți, în jurul pământului, da? că o să fie acum 60 de mii, am înțeles, că el urma deja pune jumătate din toți. Pe undeva, pe la 10.000 de, de sateliți, noi ne imaginăm, băi, nene, ce poluare este aici, știi? Dar nu trebuie decât să împarți toată aria pământului la 60.000 ca să vezi, de fapt, că distanța dintre sateliți este foarte mare și ei sunt foarte mici. În șansa ca să se lovească e foarte mică. Și, în mod normal, ei nu trebuie să cadă pe pământ. Pentru că sunt așa fel încât, în așa fel încât calculați, încât au o viteză suficientă să orbiteze tot timpul în jurul Pământului. Și tot timpul poate să însemne sute de ani, mii de ani sau zeci de mii de ani. Ce le dă viteza aia? Ce le dă energia aia? Că uite, aici, aici se întreabă, un. știm că de obicei marea majoritate a satelitelor sunt geostaționari, stau într-un punct, îi ține pe poziție echilibru dat de rotația Pământului în sine, că la limita dintre forța de atracție și forța de uh, centrifugă. centrifugă. Dar la un satelit ăsta care se mișcă întotdeauna în tot, tot, de jurul Pământului, ce alimentează? Ce de energie? Păi este același lucru. Este același lucru. Singura diferență este că sateliții geostaționari se mișcă în jurul Pământului în așa fel încât să, mișcarea să fie sincronă cu rotația Pământului. Atunci când sateliții sunt mai jos de suprafața Pământului, ei au nevoie de o viteză mai mare. Și atunci ei se învârt mai repede decât rotația Pământului. Dar în esență ai aceeași formulă de egalitate între forța centrifugă și forța de atracție gravitațională. Și singurul mm. lucru care îi poate opri în normal este aerul, pentru că aerul nu este chiar vid acolo, este un mic strat, așa subțire, câteva molecule de aer și astea în timp duc la încetinirea satelitului, că el nu are, mod normal, dar nu are combustibil până la sfârșitul lumii. Nici nu știu dacă ăsta e Elon Musk, lui Elon Musk au combustibil, nu m-aș aștepta să nu aibă, dar nu știu, ar trebui verificat. e dar totuși, e mai mută, îi redirecționează. Știi cum au făcut acum deasupra Ucrainei? Ei, norul ăsta care l-are acum, l-au direcționat deasupra Ucrainei ca să aibă internet. Deci cumva e, e mută. Păi dacă, dacă l-au direcționat, înseamnă că au niște motoare. În așa fel încât să îi direcționeze. Și motoarele alea sunt bune pentru că dacă vezi cumva că datorită interacțiunii cu aerul, datorită frecării aerului, te apropii de suprafața pământului, mai dai drumul la motor și mai dai un zvânt, știi, și zup! Și ți ia mai departe și, -și oh, ok, gata, acum e bine. Și ți urcă înapoi mai internet. Ești, ști, 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 perfect, perfect. Asta sunt chestii practice, dar, dar, în esență stau acolo, cred că Elon Musk și-a calculat pentru sute de ani, e foarte bine. Deși, atenție, există acum un regulament, atunci când construiești sateliți, să pui totuși un motor de rachetă în așa fel încât să oprești mișcarea satelitului dacă ți se cere în așa fel încât să cadă în, 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 în atmosfera Pământului, să ardă și să nu mai rămână un junk spațial sau cu noi spațial. Știi? Deci tu spui așa, băi, eu sunt Elon Musk, eu vreau ca sateliții ăștia să meargă 50 de ani. După 50 de ani, vine guvernul la tine și spune, băi, Elon Musk, a terminat, dă-i jos. Dar atunci dai drumul la motor, orientezi în direcția opusă, încetinești puțin mișcarea, știi? Și atunci el începe să, să cadă către uh, atmosfera Pământului, să ardă. Scurt și la obiect, a fost acest unboxing review pentru că scosul din cutia unei jucării noi nu trebuie să țină foarte mult și trebuie să te bucuri de plăcerea pe care ți-o aduce. Așa că și Claudiu se va bucura de antena lui care îi va aduce internet. Dar, ca și recapitulare, astăzi este o tehnologie încă scumpă pentru România, pentru că noi avem internet pe fibră optică care rupe. O astfel de antenă costă undeva la 3.000 și ceva de lei și vine destul, în destul de mult timp, pentru că comenzile sunt foarte mari la nivel la Abonamentul costă aproape 500 de lei pe lună, dar nu asta e important, Ce e important că în câțiva ani asta va ajunge la normalitate și vei putea să ai acces la internet oriunde ești pe lumea asta și poți să-ți faci o casă independentă și energetic, dar independentă și la nivel de comunicare, absolut oriunde vei fi în lume. Astăzi trăim în epoca în care tehnologia din jurul nostru este foarte ușor accesibilă și evoluția tehnologică se produce foarte rapid. Din păcate, uite că în construcții mai durează foarte mult, pentru că noi astăzi avem în buzunar tehnologie mai multă decât prima misiune în spațiu, dar construim mai prost ca cu 50 de ani. Sper că v-a plăcut acest material video, lăsați un comentariu să știu ce vreți, ce v-ar interesa mai multe de despre tehnologia asta, pentru că de-abia, de-abia acum începe să prindă contur. Mai lăsați-mi în comentarii ce alte materiale video vreți să tratăm, pentru că urmează o perioadă în care ne vom reapuca de documentat după o mică pauză. Și nu uitați neapărat să dați like acestui material video, să vă abonați la canal dacă cumva nu v-ați abonat, pentru că în continuare cam 60% dintre voi nu sunteți abonați și asta ne ajută și pe noi să facem aceste materiale video. Și dacă vrei să afli mai multe sfaturi în construcții, sfaturi utile, pastile de până în 2 minute, minute, să știi că am lăsat un, un nou, canal de YouTube care se numește Sfatul Șoflete, în care toate materialele video mari, de până acum le-am luat, le-am tăiat felii până în 2 minute și vrei să servim ca pastile zilnice, în doze echilibrate de informații corecte și cinstite în construcții. Am fost mare șofete alături de Vlad Florea care ține de zor camera în mână. V-am salutat și vă mulțumesc că urmăriți aceste materiale video.